Sportivii de la Poli Agro Iași au marcat cele 80 de puncte câștigătoare prin 12 eseuri. După această înfrângere, RCM Galați a ajuns pe ultima poziție a clasamentului Diviziei Naționale de Seniori. În cele 11 meciuri disputate, sportivii gălățeni au adunat doar 7 puncte. Noi am promovat juniorii care au terminat junioratul de sub 18 ani să joace. Suntem cea mai tânără echipă din campionat, media de vârstă 20 de ani. Experiența Iașiului și-a spus cuvântul. Am făcut o primă repriză bună, chiar foarte bună, dar în a doua repriză, datorită accidentărilor, a trebuit să fie înlocuiți titularii de drept și a fost rezultatul care a fost la sfârșit. Ne afectează pentru că lotul nostru este decimat de accidentări. Ne afectează, speram la măcar un punct să obținem defensiv, dar sperăm ca acest lucru să-l facem în compania celor la Petroșani sâmbătă viitoare. Era de așteptat o echipă modestă a Galațiului. După două înfrângeri a noastră la un punct diferență, băieții s-au mobilizat și au dat seama de greșelile care le-au făcut în meciurile anterioare, fapt pentru care s-au dovedit că locul nostru este pe primul loc. În ultima etapă a acestui sezon, RCM Galați va juca pe terenul sportivilor de la Știința Petroșani, singura echipă învinsă de jucătorii de la Malul Dunării.